Portul verde și de înaltă performanță Giurgiu, un proiect de anvergură pentru investițiile viitoare din zona liberă, va prinde contur în perioada următoare. Administrația a început deja demersurile pentru studiile de fezabilitate pentru accesarea celor 2 milioane de euro necesari realizării portului verde. Noi, ca și zonă liberă, suntem în punctul de a face studiul pentru reconfigurarea, reconstrucția cheiului și studiul de fezabilitate pentru drumul care leagă punctul de acces de cheu, urmând să facem un efort foarte mare pentru a accesa tragerea din acest an de fonduri pentru a construi propriu-zis drumul și cheul, a rele reconstrui. Refacerea și modernizarea cheului de descărcare, extinderea căii ferate, reabilitarea infrastructurii rutiere din interiorul zonei libere până la cheu, dar și dragarea canalului navigabil sunt câteva din proiectele ce se vor materializa în perioada următoare. Oricât aș și eu să-mi asum meritele sau oricine altcineva pentru acest proiect, practic Dunărea ne-a adus acest proiect, că dacă nu era transportul fluvial atât de important și de necesar pentru firmele care operează atât pe cheu cât și în port, practic de-aia să nască acest proiect. Asta a dus practic la nașterea proiectului. Transportul foarte ieftin pe Dunăre. Accesarea acestor proiecte este mai mult decât necesară, mai ales în condițiile în care în ultima vreme se tot vorbește despre strategia de dezvoltare a Dunării. Un alt proiect pe termen lung, susținut vehement și de deputatul Nicolae Florian, care a fost prezent la cea de-a șasea reuniune a factorilor implicați în dezbaterea și găsirea de oportunități pentru dezvoltarea Dunării, unde s-a discutat și despre proiectul Giurgiu Port Verde. Și imediat după ce am lansat acest proiect, știu că au participat atât domnul primar cât și Florian Nicolae domnul deputat Nicolae Florian la o întâlnire pe strategia Dunării, unde am înțeles că s-a și discutat despre acest proiect al nostru. Partenerii de la care se ocupă de strategia Dunării sunt și ei implicați prin oferirea de know-how în acest proiect. Deci aceasta este o muncă practic de echipă, este titanică, mai ales ce vrem noi să facem într-un timp atât de scurt. Directorul zonei libere Giurgiu mai spune că acest proiect va avantaja nu numai operatorii din zonă, ci toți operatorii economici ce utilizează transportul pe fluviul Dunărea.